Ultima zi a săptămânii le-a adus șoferilor care transportă marfă și persoane controale din partea polițiștilor olteni. Acțiunea a avut ca obiectiv depistarea unor persoane urmărite pentru săvârșirea unor ilegalități sau unor persoane care se află ilegal pe teritoriul țării. La acțiune au participat polițiști din toate structurile MAI. Astăzi, polițiștii olteni au desfășurat activități de control în trafic a vehiculelor care efectuează transport de mărfuri și persoane, pentru depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, a străinilor intrați ilegal pe teritoriul României, precum și pentru verificarea legalității documentelor de transport. În urma verificărilor efectuate pe drumurile județene, polițiștii au depistat și șoferi care transportau pasageri peste capacitatea microbuzului. Șoferii găsiți în neregulă au fost sancționați conform legii.